grupul de jucători care a dus mai departe echipa națională după 84, după asta, a fost cel de jucători ăștia tineri, în care numărul 1 era Hagi. Da. Mai era Bălăcătuș, mai era Balint, Răducioiu, mai era, mai târziu apare Răducioiu, da. Adică la început a fost grupul Craiova și Shakhtar. Pe urmă am plecat eu imediat în 86, când am stat în 86 după 4-0 cu Austria. Cu Austria, astea, da. Am plecat eu și în următorii 2 ani la atunci nu avea niciun jucător. Au apărut toți ăștia, Răducioiu, Lupescu, Brunea, Stelea, l-am adus pe Lupul de la Galați, divizia Beira, m-a venit Sabău, adică un club de jucători așa se și justifică ascensionalul Dinamo în perioada aia, da, care a dus un nucleu de jucători cu o filozofie bună. Când Valentin nu s-a mai ocupat de echipă, în 90 am câștigat și cupa și campionatului. Până atunci era foarte greu să faci. Se retrăgeau de pe teren, se întâmpla să mai joace și pe minutul 97, da. Mai ne dea câte 2 jucători afară. Era foarte greu. Era implicarea chiar atât de mare cum povestiți. Dacă vreți odată facem o discuție despre asta. Mi-ar face mare plăcere. Deci problema a fost, și după această perioadă, au apărut la Dinamo ăștia jucători și au apărut la Steaua Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, extraordinari jucători. Da. Plus ce aveau ăștia tineri, Lăcătuș, Balin, și ăștia au fost nucleu cu bălenii lângă ei și cu jucătorii mai în vârstă în spatele lui. Ei au făcut o apărare foarte bună cu Iovan și cu Bumbescu da. Când a plecat Belodeci. Era și Belodeci. Că asta spuneam și am mai spus despre asta, că toți vorbesc de generația de aur. Generația de aur în 82, 83 erau toți, aveau 17-18 ani cu mine la Câmpulung Moldovenesc. Când făceau antrenamente, pregătirea. Dar nu știți ați văzut filmul ăla cu băieții în pauza din antrenamente, adică duminica când era liber. Ați văzut la Câmpulung filmarea, nu? Au dat pe internet. Nu știu dacă ai, nu cred că nu cunoașteți. Păi erau toți ăștia, de la Steaua, Belodeci, Balin, Lupescu, era Rednic, Andone, Mateuț, deci, practic, Klein, mai mult decât scheletul echipei care pe urmă, ăștia toți au devenit, au crescut și s-au mai adăugat ăștia alții de la Dinamo, care am spus mai devreme, alții de la Steaua, și împreună s-a făcut echipa națională extrem de puternică, formată din Dinamo și Steaua în anii 90. Eu aveam în anii 90 10 jucători la Dinamo în echipa națională, de la Dinamo, plus alți 5 promovați de mine la echipa națională. Lăcătuș, Balint, Belodedici, ăștia în 83, când plecam de la Câmpul Moldovenesc, am jucat cu Japonia la Suceava, am jucat cu China la Iași, că jucam cu echipa națională în toată țara, da. Ca să iubească lumea, ei să simtă iubiți, arhipline, să-i vadă, să-i înconjere cu dragoste, să fie lângă ei, să se simte jucători, nu în altă. Și de acolo am venit la Buzău, i-am scos pe toți, le-am dat drumul la toți Steaua, Dinamo, să plece la cluburile lor, și la Buzău am jucat cu ăștia, numai cu ăștia, 18 ani. 18 ani, cu Hagi, cu Velodedici, cu Mateuț, cu cine era, cu Balint. Ca să simtă și ei, să vadă, să simtă, să-i aclame lumea. Cu ei, adică le-am dat importanță. După campionatul mondial, că mai... După campionatul european, 84, când am dus și am jucat meciul revanșe cu Portugalia și am bătut Portugalia în ianuarie, golurile le-a marcat Lăcătuș și cu Hagi. Adică a fost o creștere. Ăștia, pe urmă, căpătând și experiență, a devenit acea generație. Din păcate, nu n-am folosit foarte bine acea perioadă. Că dacă acea perioadă ne concentram puțin pe alți jucători tineri, jucători, echipele de junior, să mai vină ceva din spate, nu? Să vină cineva din spate, chiar dacă era greu de pătruns. Da. Să fie obișnuiți cu atmosfera, cu anturajul echipei naționale, nu? Da, nu ne-am ocupat și pe urmă a venit o cădere așa, a mai apărut Mutul, dar puțin jucători din ăștia. Deci, până la urmă, totul ține de strategie, nu? Ține de strategie foarte mult, sigur, și de ajutorul celorlalți. Că dacă te înconjori de oameni care înțeleg lucrul ăsta și te ajută,